asistăm la un eveniment special, expoziția Corona Reginei Maria a României. Ziua Egalității are o triplă semnificație, pentru că la 10 mai 1866 Carol I a venit în România, la 10 mai 1877 a fost proclamată independența României față de Imperiul Otoman și la 10 mai 1881 a avut loc încoronarea regelui Carol. Prezența coroanei, așa altă piesă importantă pe care Muzeul Național de Istorie le-a adus la Piatra Neamț, este poate cea mai bună exemplificare a politicii unei instituții care nu face altă politică decât politica patrimoniului. Muzeul Național de Istorie a României și-a propus să permită concetățenilor noștri să vadă la ei acasă, acolo unde există condiții, lucruri importante pentru care poate nu au banii, timpul, energia necesară de a se deplasa. Și să nu vă mirați că în ultimii 10 ani am prezentat în diverse muzee din țară, în provincie, lucruri pe care majoritatea dintre cetățenii și concetățenii noștri nu le-au văzut decât în cărțile de istorie, în manuale sau în filme documentare. O coroană fastuoasă, cu multe pietre prețioase, a dorit în schimb o coroană complet deosebită și este realmente o coroană deosebită. Doamna director Terza v-a spus că ea a fost realizată de pictorul Costin Petrescu în colaborare cu regina, care era și ea un foarte bun desenator și un colorist, făcea coroane foarte frumoase. Modelul îndepărtat, dacă ne uităm la prototip și la produsul final, constatăm că nu e chiar o copie fidelă a coroanelor medievale princiale românești, dar în memoriile sale, regina și în corespondență, Costin Petrescu vorbesc de sursa de inspirație, coroana pe care o poartă Despina Milița, soția lui Neagoe Vasarab, pe fresca titorilor de la mănăstirea Curtea de Argeș. Coroana Reginei Maria este o coroană unică, în sensul că combină o coroană regală cu o coroană imperială. Maria era descendentă din regina Victoriei, Victoria Angliei, care era și împărăteasa indilor și în același timp era nepoata lui Alexandru al II-lea, țarul Rusiei. De aceea și-a dorit o coroană care să fie și regală și imperială. Deci partea aceasta închisă este împrumutată dintr-o coroană imperială. De asemenea, de tradiție bizantină sunt pandanții, sunt prepundulia, cum se chemau în greaca bizantină, care împodobesc coroana și care dau un aer foarte maestos. Coroana este realizată din aur de la Baia Mare. A fost o donație a unui cetățean care a contribuit la realizarea coroane și este îmbolăbită cu pietre semi-prețioase. Maria nu iubea foarte mult pietrele prețioase, în schimb avea o mare pasiune pentru ametiste, pentru opaluri și pentru turcoase. De aceea pe această coroană nu veți întâlni nici briliante, nici rubine, nici smaralde, ci pietre semi-prețioase care dau culoare și sigur dau o noblețe prin alegerea neobișnuită. Coroana este împodobită cu o cruce gamată. Nu este o cruce o zvastică, cum de multe ori unii din vizitatorii pe care eu i-aș califica de prostovani ai Muzeului Național de Istorie se repet să o califice. Această cruce cu brațele înclinate se cheamă gamată. Este o cruce foarte veche, este precreștină. Ea simboliza mersul soarelui pe cer, cele patru anotimpuri, veșnicia Universului.
Această cruce are o istorie foarte interesantă. Regina Maria obișnuia să călărească pe platou din fața Cotrocenilor, care la 1890-1900 era un maidan, era un loc viran. Și într-un anumit loc, calul se împiedica fără niciun fel de explicație și a căzut de mai multe ori fără să se lovească sau să se rănească. Și odată când a căzut, a găsit o cruciuliță din aramă, o cruce gamata și pe care regina a considerat-o ca semn de bun augur.